De astăzi, la Megidia s-a dat startul unei serii de expoziții și spectacole dedicate sărbătoririi mărțișorului. Copiii talentați ai Megidiei întâmpină primăvara cu cântec, dans, teatru și mărțișoare handmade. Toate aceste activități sunt dedicate în același timp mamelor, bunicilor și tuturor femeilor cu ocazia celebrării Zilei Internaționale a Femeii. Astăzi, începând cu ora 10, în holul primăriei municipiului Megidia a avut loc o expoziție de mărțișoare handmade. Evenimentul este organizat în cadrul programului de voluntariat. Bibliovoluntari sunt diferiți și mă implic partea proiectului Raftul cu inițiativă, dezvoltare de programe de voluntariat în biblioteci. Aceasta este expoziția pe care au realizat-o bibliovoluntarii de la Biblioteca Municipală Megidia, filiala Nord, cu ocazia mărțișorului. Ce veți face cu banii? Banii pe care vom obține din vânzarea acestor obiecte vor fi folosiți în scop caritabil pentru copiii de la fundație și o parte din ei pentru materialele necesare pentru atelier. Expoziția denumită Sugestiv Bibliomărțișor cuprinde mărțișoare și obiecte handmade realizate de bibliovoluntarii Bibliotecii Municipale Megidia, filiala Nord, coordonați de profesoara Anișoara Ciornei. Bibliovoluntarii au lucrat cu drag toate obiectele puse în vânzare, mai ales că expoziția are un scop nobil umanitar. Pregătirea pentru expoziția de azi, pregătirea materială a exponatelor de aici, a durat în jur de 3 luni, dacă nu mă înșel. În jur de 3 luni, da. Ce veți face cu banii? Banii vor fi folosiți în scopuri caritabile. De la ce prețuri pornesc mărțișoarele? Mărțișoarele pornesc la prețuri de 2 lei. Până la prețuri de 25, pentru că unele au solicitat foarte multă muncă. Cum puteți vedea și acolo, au foarte mult detaliu și credem noi că sunt valoroase în acest punct de vedere și merită un preț mai mare. Spre sfârșitul săptămânii, publicul din Megidia este invitat să vizioneze o serie de spectacole de teatru, dans și muzică, toate închinate primăverii mărțișorului și mamelor. Primăvara aduce și multe, multe momente artistice pregătite cu tot sufletul de copiii Casei de Cultură. Asta înseamnă că pregătim 3 spectacole în acest weekend, 27, 28 și 1 martie. Iată, deja a venit primăvara, pe 1 martie. Toți copiii sunt prinși în aceste spectacole, cercurile de dans, teatru, muzică, etc. Dar credem noi că vor avea din nou ceva nou și vor avea aceeași prospețime dorită de noi, organizatorii, ca publicul prezent să aibă parte de o adevărată sosire a primăverii la Megidia. Locuitorii Megidiei sunt invitați să ia parte la aceste evenimente ce se vor desfășura la Casa de Cultură Ineroman, să se bucure dăruind flori și mărțișoare de prima zi de primăvară.